Primarii din Studina, Brasta, Vățu și Grădinile au colaborat strâns și au reușit să ducă la bun sfârșit un proiect extrem de complex care a presupus implementarea a peste 130 de kilometri de conducte pentru distribuția gazelor naturale. Cu peste 3.000 de branșamente planificate pentru gospodăriile din cele trei comune, proiectul are potențialul de a schimba radical calitatea vieții locuitorilor. Pentru noi, locuitorii de la sate înseamnă un nivel de trai mult mai bun. Nu ne-am închipuit nici măcar în vară când au demarat lucrările, că se va ajunge la finalizarea acestui proiect. 2-3 ani era o poveste, dacă stăm să gândim în trecut. Mult mai comod. Nu mai mergi cu butelia în brațe, sunt cași pe nu știu unde, deci în fiecare casă și sper ca oamenii să se acordeze la gaze și să își ușureze viața. Va fi mai ușor pentru cetățenii comunei. Având gaze, nu mai aleargă cu butelia în spate să meargă la centru de încărcare. Performanța lor remarcabilă devine și mai impresionantă, având în vedere că proiectul lor a fost unul dintre cele 15 selectate la nivel național, dintr-un total de 243 de propuneri depuse. În același timp, este singurul proiect din Oltenia care a primit aprobarea. Finanțat din fonduri europene, proiectul a fost parte a programului operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Sistemul de distribuție gaze naturale în cele trei comune, Brasta, Vățu, Grădinile și Studina, reprezintă un proiect de dezvoltare foarte important pentru locuitorii celor trei localități, având în vedere anvergura și lungimea acestei rețele de distribuție, care însumează aproximativ 131 de kilometri, inclusiv magistrala de aducțiune din municipiul Caracal. Această rețea de distribuție va deservi peste 3.000 de branșamente individuale și non-casnice în cele trei localități, obiectiv care ni l-am adus la îndeplinire într-un timp record. Este un proiect de interes județean pentru tot sudul județului și încă o dată mă bucur că am reușit să-l implementăm și le mulțumesc tuturor. Cât de greu a fost? Foarte dificil, dar cu atât mai mult când reușești o performanță atât de mare într-un termen atât de scurt, nu ai cum să nu te simți bine și să nu transmiți mai departe că oricând se poate, atâta timp cât îți dorești să faci lucruri. Rețeaua vastă de conducte și mii de branșamente va asigura alimentarea cu gaze naturale a comunităților din Studina, Brasta, Vățu și Grădinile. Conductorul principal conectat la rețeaua de gaze din Caracal a fost proiectat pentru a permite extinderea în viitor către alte localități din zonă. Autoritățile din Caracal au susținut cu entuziasm proiectul, fiind convinse că această investiție va contribui la dezvoltarea zonei de sud a județului. Pentru noi, pentru zona asta de sud a județului Olt, înseamnă foarte mult această investiție și ne bucurăm că cei trei primari au avut ambiția, pentru că e o performanță deosebită pe care acești oameni le-au realizat-o, ca într-un an de zile, fără proiectare, fără avize, fără nimic, să reușești să o pui pe picioare, cum se spune, iar astăzi să sărbătorim, iată, încheierea proiectului. Îi fericit din toată inima și, repet, este un model de colaborare între trei primari care nu au aceeași culoare politică, ceea ce este la fel o performanță. Încă o dată îi felicit și le urez să mai facă proiecte împreună pentru că le-a ieșit. Proiectul înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Studina, Grădinile și Brasta, Vățu reprezintă cel mai mare proiect de acest gen implementat în județul Olt de la Revoluție.